Unii oameni se consideră mai înțelepți, mai plini de bunătate, de dragoste și de îndurare și mai înțelepți decât Domnul Iisus Hristos și decât apostole pentru că ei refuză să vorbească despre acest loc pe care noi îl numim Iad. Lucrul acesta este deosebit de grav pentru simplul fapt că nu avem încredere în Dumnezeu care a revelat doctrina despre acest loc de chin. De ce cred eu că este fundamental, este crucial să vorbim despre acest loc pe care noi îl numim Iad? În primul rând, înțelegem valoarea infinită a jertfei Domnului Iisus Hristos când înțelegem din ce sau de ce ne-a scăpat Domnul Iisus Hristos. El ne-a scăpat de un chin veșnic, de un loc în care eram depărtați pentru eternitate de Dumnezeu. Și pentru că iadul este veșnic, Faptul că Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui ne-a scos din locul acela, ne-a scăpat de locul acela, înseamnă că valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos este veșnic. Asta înseamnă și că lucrul acesta ar trebui să stârnească în inima noastră un izvor neîncetat de laudă și de bucurie și de închinare față de Dumnezeu care în Domnul Iisus Hristos a câștigat mântuirea noastră. În al doilea rând, trebuie să predicăm și să vorbim și să înțelegem iadul, pentru că așa putem înțelege înșelăciunea păcatului. Satana când ne prezintă păcatul prin sistemul lumesc, el ne cosmetizează foarte frumos păcatul. Însă în ultimă instanță, în fiecare păcat se află sămânța iadului. Consecința naturală a păcatului este moartea, despărțirea de Dumnezeu. În al treilea rând, atunci când ne gândim la iad, putem prin comparație să ne gândim la viața cu Dumnezeu. Dacă iadul este singurătatea absolută, chinu absolut, frica absolută, conștiința terorizată într-un mod final, definitiv și absolut, atunci viața cu Dumnezeu este fericirea absolută. Putem să înțelegem că viața cu Dumnezeu este cea mai bună viață când punem în comparație ce înseamnă să fii fără binecuvântarea lui Dumnezeu, fără harul, mir, la îndurarea, fără bunătatea lui Dumnezeu manifestată față de tine. În al patrulea rând, iadul ne-a avut să înțelegem Sfințenia lui Dumnezeu. Astăzi este o înțelegere atât de slabă a Sfințeniei lui Dumnezeu, pentru că este o înțelegere foarte slabă a iadului. Satana, prin învățătorii lui, luptă împotriva acestei doctrine, pentru că luptând împotriva acestei doctrine, va subția înțelegerea noastră cu privire la ceea ce este cu adevărat Sfințenia lui Dumnezeu. Superficialitatea din închinare manifestările necontrolate din închinare arată că oamenii nu au înțeles că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care se mânie în orice vreme, care este un Dumnezeu sfânt, de trei ori sfânt, un Dumnezeu care este un foc misuitor. În al cincilea rând, doctrina despre ea ne-a avut să înțelegem ce înseamnă cu adevărat iubirea lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni când le vorbești despre mânia sau dreptatea sau sfințenia lui Dumnezeu aduc ca argument Împotriva lor, faptul că Dumnezeu este dragos. Este clar că un atribut al lui Dumnezeu nu poate să desfințeze alt atribut al lui Dumnezeu pentru că toate fac parte din natura și caracterul lui Dumnezeu. Însă dragostea lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu iubește doar ceea ce este conform naturii sale. Dumnezeu nu poate iubi ceva ce este contrar naturii sale. Iadul ne arată că Dumnezeu nu poate tolera la infinit ceva ce este contrar naturii sale. În împărăția lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, va fi doar ceea ce este pur, ceea ce este curat și ceea ce este sfânt. Doar ceea ce Dumnezeu poate iubi din toată inima pentru veșnicie. În iad este ceea ce Dumnezeu nu poate suporta. În iad este ceea ce Dumnezeu nu poate ține sub privirile ochilor lui pentru totdeauna. În al șaselea rând, iadul este o demonstrație clară a triumfului binelui, a triumfului împărăției lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu. Iadul este declarația definitivă că Dumnezeu este învingător, că Dumnezeu a biruit. Când Dumnezeu va izola tot rău, tot păcatul, toți împotrivitorii lui în iad, aceea va fi ultima declarație a triumfului pe care el l-a câștigat în Domnul nostru Iisus Hristos. În al șaptelea rând, iadul ne arată că noi suntem purtătorii chipului lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu nu își va distruge niciodată, nu își va anihila chipul lui pe care l-a lăsat să fie împânzit prin oameni pe pământ. Într-un fel asta ne arată valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în noi prin creație, valoarea pe care noi am distrus-o și o distrugem în fiecare zi prin păcat. Iadul este o afirmare clară a ceea ce Dumnezeu a creat și faptul că ceea ce Dumnezeu a creat are importanță în ochii lui. În ultimul rând, trebuie să înțelegem că a vorbi despre iad este o dovadă de dragoste. Când vorbim despre iad, când vorbim despre focul genii, când vorbim despre mânia lui Dumnezeu, noi facem lucrul acesta pentru a-i avertiza pe oameni și pentru a le arăta ce înseamnă viața fără Dumnezeu, ce înseamnă viața trăită în păcat, ce înseamnă viața trăită în independență de Dumnezeu, ce înseamnă viața trăită cu o libertate prost înțeleasă. A predica despre iad este cea mai mare dovadă de dragoste. Înseamnă să-i spui omului ceea ce urmează să se întâmple dacă face anumit spați pași greșiți. Noi facem lucrul acesta cu prietenii noștri, facem lucrul acesta cu oamenii pe care îi iubim și facem lucrul acesta cu copiii noștri. Le prezentăm pericolele, arătăm pericolele în cele mai uh, odioase manifestări ale lui ca să-i ferim de pericolul acela. Și facem lucrul acesta nu pentru că îi urâm, nu pentru că vrem să-i manipulăm, ci pentru că vrem să-i facem să gândească realist și suntem motivați de dragoste față de ei. A vorbit despre ea, este o dovadă de dragoste. Trebuie să aducem din nou în conștiința oamenilor, în memoria oamenilor, doctrina biblică despre iad.